Nu poți face absolut nimic, Granny, nu? Ești absolut inutilă, Granny. Cred că dacă mă duc încolo, vine după mine. S-a glitchuit? What? Dar unde era? Doamne, ea vine de pe planeta Marte. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vom încerca o mare nebunie. Vom juca, Granny, fără căști, fără sunet. Și dacă o să vă placă acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și da, o să încerc pe extrem, că de ce nu? Am și modul Angry Mod, așa se numește modul, nu știu de ce se numește așa, fiindcă Granny este supărată permanent, ca și cum l-aș avea pe Teddy. Așa și Angelina Spider. Deci, hai să vedem. Mi-a venit lumina 6 milioane, nemaipomenit, dacă mă întrebați pe mine. Extraordinar, vouă cât vă vine lumina pe lună? Da, vă vine puțin, nu? Puțin rău de tot. Da, deci, vom... nu contează asta, vom juca fără căști, fără ca noi să o auzim pe Granny. Doar voi o veți auzi pe Granny. Hai să dăm pe extrem, quality hike, și să încercăm să scăpăm. O să încerc, deci o să încerc să fac run-ul meu cu cartea. Deci să sperăm că o să ne dea run-ul. Că dacă nu, iar trebuie să intru eu 100.000 de ori în joc. Asta e, dar nu e o problemă chiar atât de gravă. Da, deci mă uit puțin pe OBS să văd cum se aude. Acum că am dat microfonul mai departe de gură, cred că se aude mai ok. Ok, nu avem cartea, deci voi reveni când voi avea cartea. Badabim, badabum. De data asta a fost din prima încercare, nu înțeleg de ce, dar a fost din prima încercare. Hai să o chemăm pe Granny. Luăm frumos cartea. Și ne băgăm aici. Trebuie să ducem direct cartea la măsa lui Granny, pe care am încuiat-o într-un loc foarte secret, mamă. Nu am auzit, nu știu ce se întâmplă în jocul ăsta, dar voi face așa. Am pus cartea. Mama, mama, mama. Granny o să vină aici. Granny vine. Ascultați-l mine. Acum trebuia să mă duc să iau cheia de jos. Mamă, ce nașpa este că nu auzi absolut niciun sunet. Mi-au doar gândurile. Ia uite pe Granny. Oh, what? A dat singură cutiile jos. Măcar acum știu unde este Granny. Dar era și cazul că... Da, îți dai seama, a dărâmat cutiile. De fapt, eu am dărâmat cutiile. Și trebuia să vin aici. Uneori are un bug încât nu vine la sunet și mă enervează. Deci numărul este 1, ok. Deci trebuie să o așteptăm puțin pe Granny. Hai să facem un felul următor. Avem ceva aici? Nu cred că avem nimic. Perfect. Bă, dar cutiile nu au picat. Deci bine, trebuie să fac un speed aici. Hai să verificăm puțin, să vedem dacă este Granny pe aici, pe undeva. Da, Granny a plecat. S-ar putea să am timp, s-ar putea să nu am timp. Cred că a scârțit. Ne grăbim, ne grăbim, ne grăbim. Nu știu dacă m-a auzit, habar n-am. Dar vom chema aici pe Granny. Haide, mă. Hai, uite, mă, cum se gliciuiește cheia. Perfect. Granny ar trebui să vină aici acum. Să sperăm, dacă nu, hai să mai facem încă o dată așa. Perfect. Perfect, mă, dar mi se aude sunetul în căști. Stai așa să dau căștile încet. A, mă. Deci căștile sunt aici. Sincer, mă, și dor urechile de la ele și ar trebui să le schimb. Perfect. Ar trebui să schimb căștile. Bă, stai așa să mai chem puțin pe Granny aici. Uite și tu. Na. Na cultură. Hai, mă, Granny, mă. Ia, m-a văzut. Ca așa face ea când mă vede. Mă, femeie, vină un coace. Ia uite. Nu poți face absolut nimic, Granny, nu? Ești absolut inutilă, Granny. Cred că dacă mă duc încolo, vine după mine. Trebuie să facem un felul următor. Să nu dăm absolut nimic jos. Și trebuie să ne ducem la mașină ca să luăm ciocanul. Deci, bine că avem măcar numărul. Numărul este 1. Ok, du-te, Granny, du-te, fată. What? No. Te rog? Mamă, uite și tu capcana asta, stupidă. Cred că vine după mine, Granny.
E în spatele meu, Granny? Cred? Habar n-am, nu se aude absolut nimic. Doamne, ce ciudat. Aprindem asta prima oară. Ca să o putem băga și în saună pe Granny. Că data trecută, dacă țineți minte, mi-a rupt sauna. Yo! Cu ochii roșii. Ok. Ok, hai să ne ducem sus. Să ne ducem sus repede. Să închidem și asta. Nu ne interesează de ușa, fiindcă noi vrem să scăpăm pe la Angelina. Deci, în asta constă ranul. Ok, avem 15 secunde la dispoziție. Hai că da. Hai că nici nu ne ajung. Bine. Facem așa. Ok. Și dacă mă gândesc eu mai bine... Hai mă. Dacă mă gândesc eu mai bine... Mamă. Vine Granny? Mamă, stai așa că nu se aude absolut nimic. Trebuie să o văd pe Granny. Mă, Granny. Ești la ușă? Nu știu. Alo? Mă, vin odată. Hai mă, Granny! Mă, scârție sau? Unde este frate Granny? Trebuie să stau permanent aici ca să o văd pe Granny când vine, dacă nu... Unde-i frate Granny? Hello? Hello, baby? Bro, unde este Granny? Nu spune că s-a glitchuit aici. Că nu te cred. S-a glitchuit? What? Dar unde era? Doamne, ea vine de pe planeta Marte. Eu nu înțeleg unde era Granny. La câtă gălăgie am făcut, oricum o să văd pe filmare. La câtă gălăgie am făcut, ar fi trebuit să vină. Ok. Ok, măcar am făcut ceva. Este greu. Vă zic de pe acum că este greu. Ok? Să nu spuneți că este ușor să faci asta. Fără să o auzi pe Granny, că eu nu vă cred. Fiindcă dacă nu încercați... Ai că m-am văzut Granny din prima. Aha, aha, dansează. Yo! Bă, ce... Mamă, ce are, mă? Doamne sfinte, că... Mie să-i fut, da? Yo, yo. Cum de m-a văzut? Dar în primul rând o să-mi regret toată viața asta. Că mă joc Granny. Mă joc Granny. Eu mă joc Granny. Nu știu, n-am auzit-o absolut nicăieri. A pus o capcană pe scări. Ia pune capcane. Ok. Facem așa atunci. Ia mă, unde era Granny? No, o chem afară, o chem afară, n-ai. Și ca să... Îmi dau și eu seama că nu o să vin afară, o să stau puțin aici. Și o să mă uit, hai mă Granny. Vino încoace. Facem așa. Și o să mă uit aici să văd când trage de ușa, fiindcă nu aud ușa. Haide mă Granny, vin cu-a. Perfect acum. Este timpul să luăm ăla. Luăm parul ăla. Da, uite, capcana. Două capcane, nu una. Nu, ce se întâmplă, mă? De ce e atât de glitchuit modul? Că eu nu te cred. Prea glitchuit e modul. Am dat cu remote control în capcană. Capcana nu s-a dezactivat. Cred că trebuie să intru eu. Granny, știi ceva? Ia mai dut, ia naiva. Ia, că-ți fac și gălăgie. Tu fa acolo nani. Perfect. Ia. N-are nicio treabă capcana asta cu jocul, să mă bată, mă. N-are nicio treabă. Se spawnează în 15 secunde. Ok. Și dacă mă enervez, o mai bag încă o dată la sauna. What? Ce s-a întâmplat, mă? Ok. O mai bag încă o dată la sauna. Iar acum, ar trebui să ne ducem la doamna Spider.
Deci trebuie să o așteptăm puțin pe Granny să se spawneze și să ne ducem sus să luăm cheia și să desfacem acolo. Hop. Și în același timp mă duc să iau și cheia de la Spider și să duc bățul. Da. Da, 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 ceva cam complicat fără auz, mai ales acolo jos. O să vedeți că o să fie foarte complicat, fiindcă pe Angelina nu mai aud. Acolo jos trebuie să auzi, fiindcă dacă nu auzi, Angelina poate să vină imediat și te mănâncă. Te mănâncă. Pe undeva. Mă scuzați de acest limbaj vulgar. Hai că vorbesc eu vulgar dacă e. Dacă... facem un fel următor. Bababim, bababam. Iar acum numărul este 1, să nu uităm. Cine a speriat. Ok. Să sperăm că nu este în dreapta. Nu este chiar extraordinar de bine, ia! Mi-am mai făcut fentă din asta. Ia uite-mă la ea! Ia vezi aici ce șmecheră! Doamne, uite și tu cum stă acolo! Ia l-ai! Iată l-ai! Ce vrei, doamnă? Haide, pleacă, că aveți liber, spune polițistul. Haide, derapează, pleacă. Okay. Trebuie să vină. 3, 2, 1, n-are cum. Trebuie să urle. Cunosc jocul ăsta cu ochii închiși. Mamă, ce-ar fi să încerc cu ochii închiși? Dar prima oară trebuie să încerc ranul ăsta. Hai mă. Ranul ăsta, dar pe Angelina nu trebuie să o am, deci doar sus, fără Granny. Prima oară așa ar trebui să încerc. Cred că încerc. E o idee bună de videoclip. Și aici o să stăm până de Paști, cred. Nu e așa? Doamne, ce nașpa că nu auzi. Dar trebuie să se ducă în dreapta. Dacă nu se duce în dreapta, fără auz, nu pot să fac fără să o văd. Așa o pot fenta ușor dacă se duce în dreapta. După acolo, la cotitura aia, o mai pot fenta. Și pot aștepta acolo. Uite pe aia în gânie, cum vin. Haide mă, frate. Granny, Angelina, Spider. Nu ești Granny. Hai mă, odată. Ia. Wait a second, ce avem noi aici? Ia, cum se oprește? Ia examinează-mă, bă. Modul ăsta e puțin glitchuit. Hai, întoarce-te înapoi, hai. Îți ordon. M-aș risca, dar imediat se întoarce acum. Da, eu v-am spus că... până de Paști, cred că s-ar putea să trec de a... Top! Oh, pe cine avem noi aici? Pe cine avem noi aici? Hai mă, pleacă! Nu, că de data asta chiar mă duc. Chiar mă duc în stânga, mă duc. Stânga mă duc și nu mai pasă de ea. Ha, mă, du-te, mă. Uite și tu cum stai. Nu știu dacă vine după mine, habar n-am. Dar punem ăsta și ne băgăm aici. Numărul este 1, să știți. Number 1. Ok, number 1. Pam așa, luăm asta. Acum este o problemă gravă, fiindcă nu o aud și nici nu o văd. Dar s-ar putea... nu știu unde-i.
Nu știu unde este, să mă bată, mamă, de știu unde este asta. Sperăm că nu este aici. Să sperăm că nu este aici. Perfect. Hai să vină. Trebuie să vină cu a. Și după trebuie să o înfentăm. Ia uite. Nebună. Haide. M-am dus. Bă, nu vine să cred că a reușit. What? Vă sfătuiesc și pe voi să încercați, ca să vedeți, să nu mai râdeți de mine. Eu, atât pe ăsta, că încearcă fără să o audă. Aaaa, că tot să fie de simplu. Ua, ce mi-a bătut inima. Și-mi bate inima, inima mea. Pentru tine, Granny. Ok, hai să ne ducem rapid. Bărțindu-t nu mai avem nevoie de el. Fiindcă n-are rost să mai mă duc la cioară să hrănești cioara pentru ceai în caturul ăla. Fiindcă avem ceai în caturul ăla de sus. Ăla este foarte util. Ok, cred că avem suficient timp să luăm și cheia de la Seif. Spider-ule, tu trebuie să vii în secunda asta. Op, te-am fentat, fraierule. Perfect, am luat asta. Iar acum trebuie să facem un felul următor. Tăiem aici. Să sperăm că Granny, trebuie să o vedem pe Granny. Dacă nu o vedem pe Granny, da, trebuie să mai vin o dată. Ia uite. Ok, am plecat. Am plecat. Ok. Trebuie să ne mai ducem încă o dată pentru cheia de la Seif. Hai mă, închide-te odată. Ce să mă, închide-te. Ok. O să încerc din nou pe crouch. Să ies pe crouch. Ok. Avem cheia. Ne ducem, luăm rusty key și cam aia este. După avem un chin la spider. Hai mă, Granny, vin cu a. Hai mă, Granny, vin cu a. Unde ești, fată? Ia uite-o, ia uite-o. Perfect, gata, am plecat. Eu trebuie să mă uit la ușă, că nu se mai aude. Dacă se auzea, nu mai mă uitam la ușă. Mamă, să fac asta pe impossible mod. No, ar fi cringe tare și imposibil. Da, aici cred că sunt rip. Bro. Oricum, cred că am timp. Deși și acum aveam timp. Am crezut că vine instant. Deci trebuie să așteptăm puțin să leșine. Nu e așa? Vai, ce rău îmi pare că te-am închis în saună. Frumoasă. Ești feblețea mea. Hai mă, odată mori. Nu o să am eu chef, atunci o să te deschid. Înțeles? Gata. Gata. Cade. Du-te naiba, mă. Mă, du-te. Uite, acum am luat cheia. Deci am apăsat prima oară și nu a luat cheia. Ok, trebuie să mai o bag încă o dată la saună. Deci asta o să le aruncăm aici. Și o să mai o băgăm încă o dată la saună pe Granny. O violăm în saună. Hai, Granny, vreau încoa. Hai să facem un felul următor. Uite cutia asta, cum stă aici. Cutie nemernică. Băi, și nu ne-a mai trebuit cheia de la Wipons, sincer. Deci a fost un run bun, bunicel, după părerea mea, uite. Deci mai trebuie încă două chestii. Cheia. Aha. Deci s-a dus încolo, bine că am văzut-o. Asta urăsc eu când o aud. Nu știu de unde vine. Și urăsc asta, că nu știu de unde vine. Așa că haide mă, Granny. Hai vină încoace. Op! Te-am fentat, fraieră, te-am fentat. Ia că se duce încolo. Sau? Țeapă? Păi, e bine. Bine, bine, bine. Chiar mă bucur că m-a ajuns să scap. Asta aici odată. Iar acum este o bubă mare, fiindcă eu trebuie să o aștept să vin acum. Dar asta nu e o problemă asta, nu? Nu vă deranjează că trebuie să o așteptăm puțin pe Granny. De fapt, pe Angelina mereu o confund, dar nu este o problemă asta. Sincer, Angelina Spider este mai enervantă decât Granny. Dacă mă întrebați pe mine, fiindcă ea
te poate zmunci și din perete. Bine, chiar și Granny poate să-ți dea cafeteala prin perete, dar asta e partea a doua. Dar mie mi se pare că este mai enervant Angelina decât Granny. Hai mă. Haide mă, fată mă. Op. Nu, no, ea vine tot pe acolo. Să mă risc? Nu mă risc. Am vrut să ies când ieșea puțin. Dar ea te știe direct. Așa că ultimul item o să fie Chain Cutter-ul pe care îl avem aici. Facem o dată așa. Ha mă, ia itemul. Te mai glitchui. Ok. Hai să vedem unde este Angelina. Hello? Mă risc și du-te în aibă. Uite-o și tu. Bine-s! Gata, mă! Nu-mi vine să cred că am scăpat. Am crezut că este imposibil să scapi fără să o auzi, dar... Uite că am scăpat, este posibil. Plus că am și modul ăsta. Bye! Bye! Ciao! Mi-a făcut plăcere! Ciao-les! Ciao-les! Bow-les! Băi, nu-mi vine să cred că am reușit. Uneori nu reușesc. Deși data trecută am încercat să scap pe ușă, dacă vă amintiți voi bine, cu un run random, na, nu prea reușești. Dar runul ăsta îl știu foarte bine și na, era și imposibil să nu scap. Deci da, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri, mai așteptați puțin, fiindcă o să apară o serie, bine, 3 videoclipuri pe ecran. Și dacă o să vă placă un videoclip din acele 3, puteți să dați click și vă uitați pe ele. Da. Eu am fost Ionuț și, bineînțeles, o să ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Bye, bye!